Că nu se auzea în live-ul anterior. Vreau să vă spun vouă bună seara, dar vreau să vă spun că sunt aici ca să răspund la orice întrebare. Așadar, atenție, orice întrebare. Tell me why. Why? Pentru că vreau să răspund la orice întrebare. Să vedem cine începe. I may be viciously unkind, but I can still read what you're thinking. Așadar, pentru că v-am văzut pe deja pe câțiva dintre voi, rămân la prima întrebare. Unde facem Revelionul? Stelian, poate știi tu unde facem Revelion ca să intrăm în 2020? Întrebarea serii este prima întrebare, asta este o întrebare pe care o pun eu. Nu cred că trebuie să răspund tot eu la asta, eu o să răspund la întrebările voastre. Sunt aici ca să răspund orice întrebare, trăsniți. Întrebare, când voi fi ministrul turismului? Wow, bine că nu vorbim despre ministrul cântatului. Nu, ministrul turismului este o întrebare foarte serioasă, dar noi nu avem un minister al turismului în acest moment. Probabil că știți asta, nu avem un minister al turismului în acest moment, dar și dacă am fi avut un minister al turismului, nu cred că eram eu cea nominalizată și cea până la urmă numită acolo, în acel post, pentru că eu nu sunt un om politic încă. Atenție, am spus încă. Nu am făcut politică până acum, m-am rezumat la politica turismului de fiecare dată, în tot ceea ce am făcut eu. Nu am fost membru nici un partid politic absolut niciodată, nici măcar pentru un minut, nici măcar pentru o idee, dar am colaborat și colaborez pentru ceea ce fac eu cu toate formațiunile politice care se ocupă și de turism sau își propun să se ocupe și de turism sau cărora le pasă și de turism în România. Așadar, pentru acest moment, doamna Felicia, nu pot să vă spun când o să fiu eu ministrul turismului, când o să avem un minister și când o să se înțeleagă în țara aceasta că la conducerea unor ministere tehnice trebuie numiți specialiști cu adevărat și nu neapărat oameni politici. Așadar, sunt gata. Unde faceți Revelion? Păi, Stelian Grosu, eu am pus prima întrebare. Unde facem Revelionul? Eu m-am gândit, ca să fiu sinceră, să vin tot la restaurantul diplomatic la voi în Mamaia. Aștept propuneri, sunt deschisă și la propuneri din partea altor restaurante, pentru că avem un grup mare și de această dată nu, nici în acest an nu o să plec din Constanța. Intrăm în 2020, trebuie să fie un an magic, trebuie să fie așa ca într-o nouă eră, așa simt eu cel puțin. Parcă trecem pragul către o lume nouă, către o altă lume și aș vrea să cred că este una magică sau cel puțin așa îmi place mie să-mi imaginez, că se vor întâmpla lucruri mai bune și că ne așteaptă vești mai frumoase. Voi unde faceți Revelionul? Oh.
Și unde să facem o petiție să că dorim un primar ca dumneavoastră, doamna Nicoleta? Orice este posibil în anul care vine. Tocmai am spus că vine un an magic. 2020 trebuie să fie un an special. Orice este posibil. Am să mai spun o dată. Cu voia lui Dumnezeu întotdeauna. Din voință vine și puterea. Din credință vine și dorința și voința și puterea. Și așa cum am spus, orice se poate întâmpla. Să ne aducă anul nou veștile pe care ni le dorim, veștile de care avem nevoie, veștile în care punem un vis în care credem și fie ca acest vis să se împlinească. Doamna Corina Martic, sunteți mereu energică și fresh. Cum reușiți acest lucru? Doamna Irina Cercel, n-am nici o rețetă secretă. Trebuie să vă spun că am fost întrebată de foarte multe ori, foarte multe ori de-a lungul timpului, care este rețeta, ce fac eu, ce am descoperit eu, ce secret am eu de am atâta energie. Absolut niciun secret. Sunt eu de dimineață și până seara și noaptea și a doua zi în continuare și asta fac de 52 de ani. Sunt eu și atât, total autentică, total naturală, spun întotdeauna ceea ce gândesc, nu întotdeauna este bine. Sigur, mai păstrez și pentru mine, pentru momentele în care nu trebuie să spui chiar tot, strategic vorbind. Sunt însă total, total adevărată. Eu cu mine, în primul rând, trebuie să fiu autentică. Și asta probabil că face ca de dimineață și până seara și noapte și a doua zi mai departe să am permanent alte gânduri, alte planuri, să pun mai departe roțile astea în funcțiune, gândurile, neuronii, planurile, oamenii, să pun legătură oameni, planuri, vise, idei și să fac să se întâmple atât cât pot eu, așa cum reușesc eu. De unde am atâta energie, n-aș putea să vă spun, dar cred în continuare că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat mie și pentru tot ceea ce îmi dă voie mie să fac sau a pus ca misiune în drumul meu în viață să fac. Și vedem următoarele întrebări. Aștept întrebări, sper că n-am sărit niciuna și dacă am pierdut ceva, vă rog să-mi aduceți aminte. Da? Aștept deci întrebări. Ia să vedem. Cine pune întrebare? Atenție, orice întrebare. Violeta, te salut și pe tine. Georgiana, Liviu Ilea, Stefanie, salutări în Cipru. Greetings to Cyprus. Și salut pe toți prietenii mei care sunt acum cu mine. Florentina, Savin, te pup și pe tine. Vă aștept pe toți cu întrebări. Am spus, răspund la orice întrebare. No more I love you, cântă Annie Lennox. No more I love you. Și care sunt întrebările pentru că le aștept? Atenție, am pus și eu o întrebare. Unde facem revelionul? Unde faceți voi revelionul anul acesta? Hai să vedem câți rămân acasă în România, câți rămân în Constanța, câți călătoresc oriunde îi poartă gândul, visul și dorința. Și despre unde fac eu revelionul, am spus în continuare, aștept variante, aștept idei, aștept propuneri, pentru că trebuie să fie un an magic în care vreau să intru altfel. Hai să vedem ce întrebări mai avem în continuare. Vă mulțumesc pentru răspuns și vă apreciez și respect din toată inima doamna Irina Cercel. Ne-am întâlnit la un moment dat, sper să ne mai întâlnim cu multe vești bune și cu multe bucurii și în continuare eu vă mulțumesc dumneavoastră. Adriana Bocanu, dragă Corina, tu împrăști energie peste tot, eu îmi iau mereu energie de la tine, te îmbrățișez cu drag. Ei, asta mă nedumerește pe mine, am și eu o întrebare. De ce primesc atât de multe mesaje, precum că eu dau energie, eu împart energie, când eu știu bine că îmi iau energia toată de la toate lucrurile pe care le fac, de la oamenii cu care mă întâlnesc, de la muzica bună pe care o ascult, permanent în mintea mea, în sufletul meu, cântă o melodie, de la lucrurile pe care spuneam, mi le pun în gând și reușesc să le fac, nu pe toate neapărat, dar cel puțin mă străduiesc. Și dacă am lămurit voi cum ajunge energia mea la voi, asta înseamnă că va fi și răspunsul pe care să-l primesc eu la foarte multe mesaje cu această întrebare, foarte multe mesaje pe care le primesc.
Tavi, te salut, Tavi, cum e la voi la Tara? Cum sunt coastele? Cum e plăcinta cu berbecuți? Sper că totul este bine la voi. E la Tara, un restaurant minunat în care îmi face mare plăcere să mă opresc câteodată să mănânc așa de suflet. Pentru mine, cu copiii mei, cu prietenele, vă recomand și voi, găsiți pe cei de la Tara în Piața Ovidiu. Acolo este șef Tavi Octavian, gătește pentru voi cu suflet și pentru suflet. Schimb energetic, Ionuț, așa o fi. O salut și pe Argentina, cred că este la Dulce Argentina, doi tulceni cel puțin până acum mă urmăresc. Cred că și de la Medjidia, Sorin Radu, te salut și pe tine și pe toți cei care îndrăzniți să vă uitați la mine sau să mă ascultați pe mine. Am spus în seara asta, nu am eu foarte multe de spus, pentru că în seara aceasta vreau să ascult. În seara aceasta răspund la orice melodie și dau răspunsuri la orice aveți voi de aflat sau de întrebat. Dacă știu răspunsul, sau cel puțin mă străduiesc să fac asta. Lucian Pavel, salutări! Eu cred că tu ești la Londra. Uite din câte colțuri ale lumii suntem urmăriți. Ce frumos face Facebook-ul ăsta posibil totul. Să ne întâlnim în aceeași secundă, în același moment, în aceeași stare, într-un moment în care mai multe energii se adună din mai multe părți ale lumii, din mai multe colțuri, chiar și ale României și ale orașului ăsta Constanța, dar repet, și ale lumii, ca să fim împreună aici undeva în câteva momente și în câteva minute cu aceleași gânduri sau cel puțin încercând să punem gând cu gând și emoție cu emoție. Mulțumesc, Argentina, te pup și eu. Salutări, am auzit că ești la volan. Don't text and drive, n-ai voie cu telefonul la volan. Am înțeles totuși că ai oprit pe marginea drumului, așa cel puțin îmi spune Ionuț acum. Te salut și pe tine și să ai drum bun. Mădălina Badea, nu te-am văzut de mult, nu te-am auzit de mult pe aici pe Facebook. Te salut și pe tine. Cristi Geană, Felicia Popescu, salutări cu drag. Cred că doamna Felicia Popescu ne urmărește tot din Cipru, probabil, dacă nu o fi în Grecia. Eu sunt la Constanța. Ce vă împlinește cel mai mult? Wow, Ionuț, întrebare grea. Întrebare grea. Pentru foarte mulți ani, cel mai mult m-au împlinit lucrurile pe care le-am făcut pentru turism în Constanța, pentru Dobrogea, pentru România. Cel mai mult m-au împlinit evenimentele pe care am reușit să le realizez, lucrurile mari pe care le-am făcut cu asociația noastră Litoral Delta Dunării, toate zborurile pe care am reușit să le aduc și să le aducem la Constanța, tot ceea ce am reușit să facem ca proiect la care mulți ani cu toții am visat pentru turismul de pe litoral, dar care nu se întâmpla și care nu reușea să se împlinească, pentru mine aceste lucruri m-au împlinit cel mai mult. De câte ori am primit sute, mii, zeci și sute de mii de aprecieri, mulțumiri, mesaje, gânduri bune, îmbrățișări de la oameni, de la colegi, de la oameni pe care îi cunoșteam sau nu îi cunoșteam, dar cu care am interacționat la un moment dat, cu care m-am intersectat la un moment dat în viață, asta cred că m-a împlinit și asta cred că în continuare mă împlinește cel mai mult. Sunt un om care dăruiește, am spus-o întotdeauna, și unui om care dăruiește nu-i poate fi împlinire mai mare decât să ofere și să dăruiască și să simtă că prin ceea ce a dăruit și prin ceea ce a oferit a adus o bucurie, a împlinit un lucru, a ridicat încă un drum, o cărămidă și a deschis un drum nou purtând lumină și ducând lumina mai departe. Asta mă împlinește pe mine cel mai mult. Am să spun încă o dată, asta vine din faptul că sunt un om care dă, un om care oferă, un om care dăruiește și pentru mine asta rămâne până la capăt și dincolo și în viețile următoare, tot ceea ce mă împlinește mai mult. Te salut și pe domnul Robert Grumman, este vicepreședintele Consiliului Județean Covasna. Cred că la Covasna turismul merge în continuare foarte bine. Am văzut lucruri minunate acolo când am fost eu invitată ultima oară. Era un an în care Consiliul Județean Covasna a declarat acel an ca fiind anul turismului în județul Covasna.
extraordinară inițiativa aceea și acum îi felicit pe cei de la Covasan și pe domnul Robert Grumman, pentru că iată un Consiliu Județean s-a gândit că un an anume într-un județ pe care îl administrează trebuie să fie un an al turismului. Lucruri extraordinare acolo și aștept să ne revedem cu drag și la Covasna. Aștept în continuare întrebări, foarte puține întrebări, lumea nu îndrăznește. Să știți că eu sunt un om care îndrăznește. De foarte multe ori în seriile de elevi și de studenți cu care eu interacționez și de-a lungul anilor mi-au trecut prin mână câteva sute, pot să spun, de elevi de liceu, de studenți, de practicanți, să spunem așa, de începători, da? Cum, oricum i-am numit, tuturor le spun același lucru: îndrăsniți, îndrăsniți, îndrăsniți. Faceți un pas în față, puneți o întrebare, ridicați mâna sus, vreau să știu ceva, vreau să aflu ceva. Nu e o rușine să întrebi, nu e o rușine să-ți dorești să afli, mult mai rușinos este să vrei să știi și să nu faci pasul să afli. Dorința aceasta de a ieși în față, probabil că m-a motivat și pe mine, dorința de a ști mai mult și de a face mai mult decât fac ceilalți, atunci când mă uitam în stânga sau în dreapta mea și vedeam că cei din stânga sau cei din dreapta nu întreabă, nu fac, nu dăruiesc, nu oferă, nu construiesc, m-a făcut pe mine să ies în față și să spun: eu pot, eu vreau. De aici încolo totul este simplu. Așadar, aștept în continuare întrebări. Vă reamintesc, sunt aici să răspund oricăror întrebări. Orice vă frământă acum, dacă este mai ales legat de turism sau dacă este legat de mine sau de viața mea, de ce nu? La urma urmei am spus că sunt un om care dăruiește, trebuie să fiu în stare să dăruiesc și da, tot ceea ce este legat chiar de viața mea și nu doar de ceea ce știu eu să fac prin ceea ce mă motivează pe mine în carieră și anume turism. Nu sunt foarte multe întrebări, dar sunt foarte mulți oameni alături de noi. La Constanța este o seară foarte frumoasă, nu știu cum se întâmplă la voi în orașele voastre, chiar m-aș bucura să aflu. La noi o seară de noiembrie, 8 noiembrie, Mihail, Gavril, Mihaela, Gabriela, toți cei care poartă aceste nume sunt sărbătoriți zilei, zi magică, zi sfântă, doi arhanghel, Mihail și Gavril. Și vă spun și eu tuturor celor care purtați acest nume că vă doresc să fiți înconjurați de îngeri, protectori, și de vești bune și să întâlniți oameni frumoși și buni în drumul vostru, care să poarte lumină și cu care și voi să duceți mai departe lumină. Așa cum fac și eu. Ionuț Chirică, asta am apreciat mereu la dumneavoastră. Curajul, naturalețea cu care realizați orice, fără măști, fără exagerări. Ionuț, urăsc, detest măștile. Probabil că de asta nici nu-mi plac neapărat clownii. Nu-mi plac oamenii falși, nu-mi plac oamenii care se ascund în spatele unor măști. Nu-mi plac oamenii care disimulează, nu-mi plac oamenii care mint, nu-mi plac oamenii care nu reușesc să pună în cuvinte gândurile, stările, emoțiile lor, pentru că nu vor să facă asta. Înțeleg ca un om să nu reușească să pună toată emoția lui în câteva cuvinte, pentru că poate nu se pricepe suficient la cuvinte, poate că este ușor mai timid, dar am o problemă cu oamenii care ar putea să facă asta, dar nu vor. Își pun în minte să disimuleze, își pun în minte să ascundă, își pun în minte să nu dea, să nu dezvăluie, să nu divulge. Nu poți să aștepți să primești dacă nu te prezinți deschis, fără mască, fără prea multe farduri, în afară de cele cosmetice. Nu poți să aștepți să primești și să ceri și să pretinzi dacă nu dăruiești. Eu întotdeauna am spus și uite, această seară este chiar un exemplu, este un moment în care din nou vin în fața oricui și spun: eu sunt Corina Martin, sunt un om simplu, am venit să răspund oricăror întrebări, sunt aici să stau de vorbă cu oricine vrea să spună ceva, vrea să întrebe ceva, vrea să afle ceva sau pur și simplu să facem un dialog despre orice ne gândim acum că ne trece prin minte.
Știu, se apropie alegerile prezidențiale, sunt momente speciale în România, este o atmosferă tensionată, este o stare despre care nu face neapărat acum plăcere să vorbesc, mai ales că nici nu am întrebări pe acest subiect. Întrebările sper să vină pe alte subiecte. Salut și pe Husein Gür și pe domnul Ramazan Gür, cred că îl salut acum. Solid House este, am mai spus-o, constructorul acela de apartamente, de locuințe, în care am foarte mare încredere și sunt oameni pe care chiar îi cunosc și pe care chiar îi apreciez foarte mult și în care am, așa cum spuneam, mare încredere. Adrian Calaiorgu, te salut și pe tine. Ce faceți voi la clubul Lego de Revelion? Poate îmi spui tu, poate îmi dai tu o idee de Revelion. N-am hotărât încă unde să merg de Revelion. Să nu fie un an din acela în care să mă duc în mai multe locuri, pentru că n-am luat o decizie, așadar aștept de la voi propuneri. Spuneți-mi voi unde faceți Revelion. O idee ar putea să fie la clubul Ego, dacă ne spune Adi Calaiorgu acum ce se va întâmpla acolo în Mamaia. O salut și pe Cristiana, tocmai la București, urmăresc tot ce faci cu mare drag, Cristiana, dobrogeancă de-a noastră adevărată, ne reprezintă cu mândrie și la București și oriunde. Și, repet, aștept întrebările voastre, sunt aici ca să stau și eu de vorbă, să răspund și eu la întrebări, să pun și eu de ce nu întrebări și să văd ce mai faceți voi în seara aceasta. Julia Șelef ne scrie ca de obicei tocmai din Minsk. Tot am spus că se adună oameni aici pe Facebook din toate colțurile lumii, de ce nu și din Minsk, din Belarus. Tell me please, what place do you want to visit? You have never been. Sorry, asking English hugs. În ce loc vreau eu să călătoresc în care să nu fi fost niciodată? Nici nu știu să spun acum, dar aș putea să spun că mi-aș dori să mă întorc în Hawaii. Cred că mă așteaptă oamenii aceia, am mai spus eu o glumă așa de-a mea, de acolo din Honolulu. Mi-ar place să mă reîntorc în Las Vegas, sunt câțiva ani buni de când n-am mai fost în locurile astea două. Mă întorc oricând, mâine, la noapte, în seara asta, oricând, în Grecia, cu mare drag, este locul meu de suflet. Iubesc România toată și sunt locuri în România în care n-am fost și dacă tot trebuie să răspund această întrebare, azi dimineața am postat un video pe care l-am descoperit, un filmuleț străin despre noi, despre locurile minunate din România și, dragii mei, dacă n-ați văzut acest filmuleț, îl regăsiți în postarea mea din această dimineață, Salina Turda. Salina Turda este un loc în care nu am fost niciodată. Uite că am ales un loc din România în care vreau să ajung. Și în care însă n-am fost până acum niciodată. Salina Turda rămâne de descoperit și vă propun, și mulțumesc pentru întrebare, Juliei, vă propun să descoperim asta împreună. Dacă tot am ocazia acum, vreau să spun că în curând Mistral Tours lansează excursii în România, excursii circuit în România. Nu degeaba am achiziționat un microbuz nou-nouț, 20 de locuri pentru voi, pentru prietenii și clienții Mistral, și vă propun nu circuite în Bulgaria, nu în Grecia, nici în Turcia, nici în Spania, ci circuite în România. O să începem cu o excursie la Plislop, la Arsenie Boca. Mergem la foarte multe mănăstiri, dar un loc în care vreau neapărat să ajungem în Buzău, la Vulcanii Noroioși și apoi la Salina Turda. Și uite că am răspuns la întrebare. Faceți un grup cu Miss. Bineînțeles, o să facem un grup cu Miss, cu microbuzul Mistral, botezat Miss. A fost sfințit din nou aseară de Părintele Ghenadie de la Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou. Îi spun la mulți ani și părintele lui Ghenadie, pentru că îl cheamă de fapt Gabriel și desigur este o zi de aniversare pentru toți cei care poartă acest nume sfânt. Așadar, aștept în continuare întrebări. Nu mă întreabă nimeni nimic personal, din nou, nu știu cum se întâmplă asta, deși am spus întotdeauna, răspund la orice întrebare, nu am nimic de ascuns. Bună seara și lui Dan Leonte, sper că în continuare impresariază artiști buni din România și face în continuare evenimente la fel de frumoase precum am făcut și pe litoral, pe vremurile acelea bune când Asociația Litoral Delta Dunării era partener cu foarte mulți organizatori de evenimente ca să aducem evenimente pe litoral acasă în România. Aștept în continuare întrebări, sunt deja 16 minute de cât suntem împreună în această călătorie. Vineri seara și o seară, spuneam, magică pentru cei care sunt acum în acest live alături de mine. Am să repet, răspund oricăror întrebări, oricăror curiozități.
Și doresc să aflăm în continuare și în zilele care urmează și în lunile ce vin și în 2020 acela magic, așa cum îmi place să cred că va fi, vești bune, bucurii și împliniri cât mai mari în lumină și cu lumină. Ola de la Barcelona spune Dan Leonte, te salut Dan Leonte, deci de Constanța a Barcelona, cum s-ar spune. Porque yo hablo español, nu știu dacă multă lume știe, vorbesc și spaniola, este adevărat, dar în această seară vorbim română. Dan Leonte spune, facem ceva nou, fim un revenion românesc pentru românii de la Barcelona, nu știu, nu știu, o să aflăm probabil curând. Noutăți, spune Dan Leonte, așa să fie, să le aflăm și noi. Noi reamintim, cel puțin eu, o să fac revedionul din nou la Constanța. Sunt deja de câțiva ani, fac asta deja. În această seară am spus, aștept propunere, aștept noutăți. Orice, orice propunere de revedion în Constanța s-ar putea să fie cea pe care să o aleg și eu și grupul meu de prieteni. Așadar, așteptăm în continuare fești. La Mamaia, spune Dan Leonte, va fi spectacolul despre care el vorbește, așa să fie. Să aflăm și noi ce evenimente vor fi în Mamaia. Din păcate, prea puține șanse să aflăm asta de acum. O să aflăm destul de târziu, probabil, dar hai să nu mai spunem că o să fie așa și să dea Dumnezeu să se întâmple lucrurile mai bine decât s-au întâmplat în acest an. Să avem un an mult mai bun pentru turismul de pe litoral, în ideea că vom avea mai multe evenimente, mai multă promovare, mai multă imagine pentru stațiunile de pe litoral și pentru Delta Dunării. O salut și pe Cătălina Adam. Cătălina, nu am reușit să mă întâlnesc cu tine la Chișinău, mă întâlnesc cu tine pe Facebook, că a fost minunat, minunat în Republica Moldova. Cei care au fost acolo în excursie cu mine știu deja. Nu doar că eu am fost nașă de botez la micuța Rebecca, și pentru faptul că am petrecut din nou 3 zile și 3 nopți în Moldova, asta da experiență tuturor celor care n-au avut parte de această experiență până acum. Le spun eu acum, merită, merită cel puțin o dată în viață să treceți Prutul. Puteți să faceți asta și pe excursia noastră de la Mistral, călătorie în Moldova, la Chișinău, poate că și în Transnistria. Cu următorul grup de excursie vă așteptăm, o să fie fantastic, foarte cald și primitor moldovenii. Corina, Ani, Alexandru, te pup. Corina, vin cu o întrebare. Tu m-ai ajutat și înainte, de fapt nu pe mine personal, ci pe bolnavi. Iar am nevoie de lingerie de pat, poate cu magia pe care numai tu știi să o faci, poate aduce moșul sau la anul ceva lingerie. Love you. I love you too, Corina, rac de-al meu bătăios, învingător, o învingătoare, Corina și ea, de asemenea. Am să mă străduiesc, scrie-mi în privat, aștept mesaj. Probabil că trebuie să rezolvăm și de data asta și magia aceea pe care o să încerc să o fac din nou cu bagheta magică. Să dea Dumnezeu să aducă celor nevoiași, celor care au nevoie, lucrurile la care ei acum trângesc și pe care acum nu le au. Aștept în continuare întrebări. O salut și pe doamna Osman Imren. Încerc să vă salut pe toți și sigur o să-mi scape câțiva dintre voi. Promit să nu se mai întâmple asta și să fiu întotdeauna alături de voi. Să vedem ce întrebări mai vin acum. Sunt 27 de minute deja, ar mai fi vreo 3 până la 30, o jumătate de oră. Nu știu la ce oră începe Vocea României, probabil că îmi spune Ionuț Chirică imediat în curând. Adriana ne spune că este rece, umed, ceață, dar în casă este cald și bine și te privesc cu mare drag. Să ne spui, Adriana, de unde ne scrii tu acum? Tu călătorești foarte mult, eu nu mai știu unde ești în acest moment. Ești un turist înnăscut, îmi face mare plăcere să te urmăresc prin lume. Spune-ne de unde ne scrii tu acum, ca să vedem unde este ceață rece și umed, dar bine și cald în casă. La noi este bine încă în acest moment, avem multe grade. Cătălina Adam, te salut, da, ne vedem data viitoare tot la Chișinău. Pregătiți plăcintele, pregătiți bomboanele bucuria. Îmi pare rău că n-am apucat să mai cumpăr și eu o sticlă de ice wine, vinul acela licoros de desert special pentru doamne. Am rămas așa cu gândul și la prăjitura aceea smântânel n-am reușit să iau de data aceasta o tortă smetanic sau smântânel, așa cum se numește ea în Chișinău, în Republica Moldova. Da, Adriana, eram sigură, ești tot în Londra, salutări la Londra, doi români din Londra ne-au scris în această seară.
Mulțumesc, Corina, știi că plâng, da, păi nu mă face să plâng, Corina, că știi că la asta ne pricepem foarte bine, acum amuș încep și eu, vorba moldovenilor. Să ai parte și tu de multă sănătate și de tot ce-ți dorești tu, să ne aducă moșul. Apropo, voi ce vă doriți de Moș Crăciun? Eu știu ce i-am scris moșului aseară. Nu a mai trecut pe la mine în ultimii ani, pentru că sigur a avut el drumuri multe, a avut mulți copii care l-au așteptat, a avut mulți oameni sărmani care și-au pus dorința și speranța în vizita lui Moș Crăciun și i-am lăsat pe ei toți în ultimii ani să fie vizitați și îmi aștept și eu rândul, dar aseară chiar am scris o scrisoare și m-am gândit eu că poate moșul în sacul acela plin al lui, în tolba aceea mare a lui, cu care umblă el prin lume, cu carul tras de reni, s-ar putea, dacă am să continui să fiu cu minte, și asta știu că o să se întâmple, s-ar putea să ajungă anul acesta și la mine. Dacă aveți o scrisoare și un mesaj pentru Moș Crăciun, puteți mi-l trimiteți mie, o să fac eu singur cu bagheta magică, așa încât scrisoarea să ajungă la moșul. Eu vreau o șurubelniță electrică, o autofiletantă, jur că asta îmi doresc. E o idee bună, am să mă gândesc și eu la dintre astea, Corina, mi-ai dat o idee, o să-i transmit moșului. George Drăgan, răspunsul clasic ca la mis sau la adevărat? George Drăgan, ia să vedem, dar întrebarea care e, că eu am spus că răspund la întrebări. Răspunsul clasic ca la mis, la mis de la Mistral sau care mis? Că nu m-am prins foarte bine, nu sunt sigură. Știu că o să urmeze un răspuns. Ia să vedem, în acest an, casa lui Moș Crăciun este în Ovidiu. Vă invităm să o vizitați. Pe bune, serios, George Drăgan, de câte ori spuneți voi că în Ovidiu se întâmplă ceva, nu știu cum facem, dar eu întotdeauna vin acolo și mai îmi aduc și prietenii. Dacă tu spui că vine moșul mai întâi la Ovidiu, eu îți promit acum și uite, am vreo 45 de martori cel puțin în acest moment, eu mi-aduc prietenii și venim la moșul la Ovidiu. Să-mi spui ora, minutul și o să am grijă să fiu acolo. Așadar, moșul vine mai întâi în Ovidiu anul acesta, ne vedem la Ovidiu. Vedem ce se întâmplă mai departe. Ce să aducă moșul Miss Univers? Miss Univers, da. Asta cu Miss Univers este un cuvânt prea mare și prea greu. Miss Univers. Păi Miss Univers trebuie să fie așa ceva nemai văzut, nemai întâlnit, unic în lume, în lumea aceea mare și largă. Vă reamintesc că lumea nu e doar câtă este Constanța și nici măcar cât este România. Lumea aceea largă, mare, cu globul acela, da, la care mă uit eu acum, voi nu-l vedeți probabil, cu globul pământesc acela mare, 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 care înseamnă lumea toată. Păi ca să fim Miss Univers, asta este ceva nemai văzut și nemai întâlnit, la care nici bagheta mea magică nu poate să ajungă. Dar ne vedem la Ovidiu când vine Moș Crăciun George, până atunci o să am grijă să-i transmit moșului scrisoare. Exact ca în Laponia, ce vrei să spui? Că la Ovidiu se vor întâmpla lucrurile așa cum este în Laponia? Păi atunci le spun tuturor celor care vreau să vină să-și cumpere o vacanță de Crăciun în Laponia, să cumpere o vacanță în Ovidiu, se poate ajunge foarte ușor. O să organizez cu microbuzul Mistral excursii la Ovidiu, la întâlnirea cu Moș Crăciun. Uite, asta da idee și numai pentru ideea asta chiar aș spune că a fost un live foarte reușit în seara aceasta. Excursii la Ovidiu cu Mistral, cu microbuzul Mis, se ocupă George Drăgan, se ocupă echipa Mistral Tours și vă așteptăm la înscrieri. Exact, exact. Bun, avem o idee deja și aștept în continuare întrebări. Cine mai are ceva de întrebat? Până una alta am aflat că Moș Crăciun se oprește mai întâi în Ovidiu, că Mistral Tours o să organizeze excursii cu microbuzul Mis să se întâlnească oamenii cu moșul la Ovidiu și n-am aflat încă unde facem revenionul, dar mai este ceva timp să aflăm. Mai rămânem aici 10 minute, zic eu, pentru că pe urmă începe Vocea României și vreau și eu să văd ce voce avem în această seară. Aveți poza pe WhatsApp. Se pare că deja am primit invitația la întâlnirea cu Moș Crăciun. Ce seară minunată! Ce seară minunată! Vorba cântecului de la Chișinău, pe care l-am tot ascultat eu săptămâna trecută. O salut și pe Flavia. Flavia, în caz că n-ai aflat, mâine trebuie să dăm drumul la înscrieri
excursii la întâlnirea cu Moș Crăciun la Ovidiu. Se întâmplă în județul Constanța, în România. Nu mai cumpărați pentru copii excursiile la Ponia. Veniți la Mistral să vă înscrieți la excursia la Ovidiu. Pot să-l anunț deja pe domnul primar George Drăgan că avem o excursie. Bun, atunci dacă am stabilit și unde mergem de Crăciun, tot ne-am aflat unde mergem de Revelion, să vedem ce întrebări mai primim acum. Inga Botnari, Inga este fina. Inga este fina mea, o salut, am vorbit despre Chișinău, am vorbit despre Rebecca, nu v-am vorbit despre Eva în această seară, vă vorbesc despre finii mei, Inga și Sebastian, minunați, minunați, nu pot să-mi doresc fin mai bun, mai frumos, mai vesel și mai calz decât ei. Sunt foarte mândră că am două finuțe, mai întâi pe Eva și pe Rebecca la Chișinău în Moldova. Cred că o să fac excursia următoare la întâlnire cu finii la Chișinău. Așadar, Adriana, eu de la moșul nu vreau decât o găleată mare cu sănătate. Așa să-ți aducă moșul, așa să ne audă acum Crăciunițele. O să avem grijă să-ți trimitem și ție până la Londra în carul lui Moș Crăciun. Unul dintre ren va avea o misiune specială, o tolbă încărcată, da, cu găleata, cu sănătate pentru tine și pentru cei dragi ai tăi. Bun, și așteptăm mai departe întrebări. Mai sunt, să spunem așa, 7 minute în care încă aștept să primesc întrebări din acelea indecente, indiscrete, acelea cu in, care încep cu in și la care... nu știu tot să răspundă, pentru că nu prea vor oamenii să răspundă la întrebări personale. Cristiana, tu când se Revelion la Hotel Caro în București? Păi ce să facem, că dacă mă duc de Crăciun la Ovidiu, îmi propusesem totuși de Revelion să rămân la Constanța. Dacă însă o să faci un live cu ceea ce cânti tu, dar un cântec special pentru noi, de exemplu un trandafir crește la pirida mea, știu că tu îl interpretezi foarte bine, să fie de la Hotel Caro din București, pentru noi la Constanța, cei care rămânem acasă, le așteptăm cu drag. Și încă aștept întrebări, încă aștept întrebări. Între timp nu mai cântă Annie Lennox, s-a oprit Annie Lennox, dar putem să o mai rugăm să ne cânte ceva. There Must Be an Angel, da, ăsta este un cântec foarte frumos. Și până la urmă avem și muzică, până începe Vocea României, dar ne întoarcem la întrebările pe care le aștept. George, nu te dezminți? Da, asta e o întrebare din aceea indiscretă, nu? Din genul acela de care tocmai vorbeam. Să nu mă întreb și continuarea aceea cu da sau nu, da sau nu, da? Păi, am spus mai devreme orice este posibil, am spus că anul 2020 este un an magic. Pentru mine, cel puțin, așa am decis, așa am hotărât, așa mi-au spus îngerii mei, va fi un an magic. Orice este posibil, acesta este răspunsul la întrebarea aceea da, pe care ai pus-o tu, George. Cine știe ce ne aduce moșul, cine știe ce ne aduce clipa, cine știe ce ne aduce noaptea de Revelion, bagheta magică. Îl lăsăm pe Dumnezeu să hotărască mai departe și drumul, și candidaturile, și deciziile, și căile prin viață. Așadar, urmează încă o întrebare. Excursie pentru senior la Istanbul. Am o armată de doamne care ar dori să meargă. Wow! Păi dacă este așa, dragă Corina, bineînțeles, excursie la Istanbul pentru doamne, pentru seniori, așa cum ai spus. Și o să alegem împreună dacă mergem cu avionul, cu Turkish Airlines și sosim în 50 de minute, sau mergem cu autocarul, sau mergem cu microbuzul. În funcție de câte doamne reușim, senioare, reușim să adunăm alături de noi. Cristiana, cu siguranță ați să fac o dedicație specială. Nu știu să citesc în armânește. O să ne spui tu asta când o să ne faci dedicația. Noi chiar o să o așteptăm aproape de miezul nopții. O să te așteptăm pe tine cu această dedicație. Doamna Rodica Ioanei, da, este o doamnă pe care încă n-am cunoscut-o personal, dar cu care mă tot întâlnesc aici pe Facebook. Mi-a spus că se înscrie la excursia din Rusia din 20 mai 2020, acum mi-am dat seama. Da, sunteți ca și înscrisă, vă aștept deja, lista deja a pornit cu primele persoane înscrise, aveți loc preferențial. Și aștept mai departe întrebările voastre. Mai rămânem 5 minute împreună și vedem ce se întâmplă apoi. Da, o să spun că am
primit și genul acela de întrebări despre care tocmai vorbeam, ca să-mi arate George Drăgan că are tot ce trebuie în spiritul lui acela, da? de bun strateg și de bun consilier. O să lucrăm cândva împreună, de fapt și lucrăm. E bine să-și imagineze oamenii orice doresc ei. Da, Corina, undă verde, lumina verde la semafor, ne ocupăm în mod special de acest proiect. Doamne, senioare la Istanbul, de ce nu? Adriana Bocanu, să ne mai inviți la live, promit să fac asta. O să stabilesc o zi pe săptămână, o anumită oră într-o anumită zi din săptămână, să rămână acea oră, să rămână acel minut și să rămână acea zi, ca să fim siguri că ne întâlnim aici. Mulțumesc și eu, mulțumesc și eu. Oamenii îmi spun foarte des că primesc foarte mult de la mine. Eu încă o dată am să spun, primesc foarte mult de la voi. Primesc în general de la oamenii cu care interacționez, cu condiția să nu fie închiși, să nu fie, da, să nu aibă ochelari pur și simplu la ochi din aceia care nu permit să treacă nici măcar lumina, cu condiția să aibă sufletul deschis și mă bucur foarte mult să dăruiesc și să primesc, să dăruiesc și să primesc. Până la urmă spuneam mai devreme, asta mă împlinește pe mine cel mai mult. Așadar, să vedem ce întrebări mai vin în această seară. Mai sunt 3 minute și o să ne luăm rămas bun pentru această seară. Este a doua întâlnire live în care eu vin și spun, iată-mă, sunt aici, răspund la orice întrebare. Haideți să vorbim deschis, haideți să vedem ce putem să ne spunem, ce putem să întrebăm, ce putem să aflăm sau despre ce putem să discutăm, așa încât să stabilim împreună cum ar trebui și cum ar fi mai bine și ce ar trebui să se facă mai mult și mai bine ca să ne fie tuturor mai bine. George Drăgan, tu insiști. E ca la galele acelea ale noastre K1, în care oricât spun se împart acolo, la final trebuie să rămâi în ring. La final trebuie să închei lupta în picioare, asta își dorește până la urmă orice luptător. Și dacă e să fie victorie, să fie victorie, pentru că cei care intră în ring sunt din start oameni care își asumă și victoria, dar și înfrângerea. Eu însă sunt o luptătoare și îmi place să intru în luptele în care vreau să cred că ies până la capăt învingătoare. Cea mai puternică doamnă din Constanța. Nu știu sigur, dacă spui cea mai puternică, asta poate să însemne foarte multe lucruri. Cea mai frumoasă, cea mai puternică, cea mai bună, nu știu, cea mai mare, cea mai generoasă. Este greu să stabilim note, să stabilim topuri, să stabilim evaluări. Eu știu sigur că sunt un om puternic. Sunt un om puternic, da, fără gen. Da, sigur, sunt până la urmă o doamnă puternică. Asta mi-a dovedit viața, n-am știut eu, mi-a dovedit-o Dumnezeu și m-a învățat viața că sunt un om puternic. Repet, n-am știut asta de la bun început. Uite, multe lecții le înveți pe parcurs în viață, din lovituri, chiar din înfrângeri. Și de foarte multe ori, dacă ai puterea și tăria să transformi o înfrângere într-o victorie mai târziu, cred că asta până la urmă este măsura lecției pe care ai învățat-o. Pentru că, în mod sigur, o lecție ți-a fost dată ca să înveți ceva din ea și să evoluezi, să crești, să treci mai departe. Mulțumesc, George! Mulțumesc foarte mult! Și este momentul, probabil, să încheiem acum acest live. Vreau să vă mulțumesc vouă tuturor. Dacă e să rămână vineri seara, atunci să fie vineri seara. O să anunț din timp de luni, probabil, ziua, minutul și ora la care vă propun să ne întâlnim. Eu fiind un om care ajunge acasă și practic împarte, să spunem așa, tăcerea și singurătatea cu gândurile proprii, cu discuția la telefon cu prietenii sau cu prietenele, cu anumite lucruri din casa mea, aceea mică, dar a mea, cu care eu interacționez, cu care dialoghez, cu care vorbesc de multe ori. Sunt un om care are foarte mare nevoie de comunicare, pentru că eu, la rândul meu, ofer foarte multă comunicare. Sunt un om care dăruiește, un om care exprimă, un om care vorbește, de aceea și cânt, de aceea și vorbesc foarte mult în general și
intru chiar în interacțiune foarte des cu oameni pe care adesea nici măcar nu-i cunosc, dar cu care îmi face mare bucurie și mare plăcere să împart momente din viață, să împart stări, să împart emoții, să aflu la rândul meu ceva sau să împărtășesc ceva. Așadar, vă mulțumesc vouă tuturor pentru că ați fost în seara aceasta cu mine și să dea Dumnezeu să ne întâlnim și data viitoare și în toate ocaziile ce vor să vină, cu vești bune, cu bucurii și cu foarte mult suflet. Nu uitați să purtați lumină, să dăruiți lumină, să ducem lumina mai departe. Salutări de la Constanța, salutări mai exact de la Mamaia, seară pungentă.